Autobuzele supraetajate închiriate de RATB de la Regia de Transport din Constanța au început să circule la finele lunii iulie pe traseul turistic cuprins între Piața Presei și Piața Unirii. Turiștii sunt încântați de existența acestor autobuze și sunt de părere că Bucureștiul s-a schimbat mult în ultimii ani. Am venit acum 8 ani în România, sunt de Montreal, Canada, numai că acum 8 ani nu era nimic. Ne putea să fie mai multe decât un autobuz, ca să lumea să se convingă să viziteze Bucureștiul. Doar faceți plimbarea cu autobuze sau vă opriți și la obiectivele turistice? Doar cu autobuzul, că cunosc București. Sunteți din București? Din București, da, cartierul Berceni. Cum vi se pare prețul? Foarte abordabil. Pentru traseul de o oră aproape, foarte abordabil. Și ultima oară când ați venit în România a fost acum 8 ani. Și cum vi se pare că s-a dezvoltat turismul în tot acest timp? S-a schimbat foarte mult. Am văzut că se reconstruiesc multe, multe clădiri, deci mai multă atracție. Și pentru nevastă mea, care e din Peru, nu? Mi se pare foarte nou, renoit. Mi-a plăcut foarte mult și eu sunt lucru aici, sunt traducător în Spania, în spaniola, de broșuri despre mănăstirile, despre obiectivele turistice din Bucovina. Și sper că în casa pot să facem un pic mai amplu. The prices sometimes it's expensive, other I think food is not, it's cheap. Hotels are expensive. I think it's okay. În prezent, regia estimează că va încasa în primele 3 luni aproximativ 700.000 de lei, respectiv circa 165.000 de euro.